Prezent la ședința Consiliului Politic Național al PSD de la Olimp, primarul Tomas a declarat de acord cu numirea senatorului Lucian Romașcanu în funcția de președinte interimar al organizației buzoiene. De ce Romașcanu și nu dumneavoastră? Pentru un simplu motiv, pentru că domnul senator Lucian Romașcanu cu siguranță are mai mult timp pentru mine și trebuie să-l dedice întregului județ, pentru că președinte al Partidului Social Democrat, filiala județului Buzău, este o funcție importantă, dar care necesită și foarte multă muncă și multe deplasări, practic în fiecare localitate din județul Buzău. Și pentru partid, cred că pentru PSD este mai bine așa, pentru că eu am o mulțime de treabă aici la primăria Buzău și mi-este suficient ce am în momentul ăsta ca să decurgă lucrurile așa cum trebuie, pentru buzoieni în primul rând. În opinia sa, deși Petre Emanuel Neagu a declarat public că va renunța la funcția de președinte executiv al PSD Buzău, el deține în continuare această funcție importantă de conducere. Domnul Neagu este în continuare Partidul Social Democrat și este foarte bine că este așa și este bine. Dumnealui la Consiliul Județean, la Primăria Buzău, pentru că și dumnealui are foarte multe proiecte și este bine să ne ținem de acele de proiecte și mai puțin de activitatea politică. Oficial nu cred că a renunțat, nu am această informație. Mai sau reține vreo funcție? E, cum să nu, dar eu nu știu să fi renunțat la vreo funcție. A declarat public. Păi a declarat, dar una e declarație, una e hârtia scrisă, că în România se pune hârtia și nu declarație. Primarul Buzăului își dorește să nu existe implicare politică în referendumul pentru unirea Buzăului cu comuna Țintești. Din acest motiv, nici nu a adresat invitații membrilor marcanței PSD-ului la dezbaterile publice, dar aceștia sunt bineveniți oricând la orice întâlnire cu buzoienii pe această temă.